mult la prevenirea și contracararea lor. Declarat că veți merge la Kiev. De ce nu ați mai mers să le explicați și colegilor dumneavoastră de la APCE? Vă rog să dați dovadă de puțină decență, domnișoară. Vă rog din suflet, pentru că nu o faceți pentru prima oară. Faceți afirmații gratuite. Iar eu voi merge și repet acest lucru acolo unde consider eu, la momentul în care voi considera eu. Până în momentul de față am fost în România, am fost în Germania și voi urma agenda pe care mi-am stabilit-o eu și nu pe care mi-o stabilește holdingul lui Plahotniuc, din care faceți parte. Nu am menirea să dau explicații holdingului lui Plahotniuc și lui Plahotniuc personal, pentru că nu ei mă plătesc. Dau socoteală și dăm socoteală în fața cetățenilor Republicii Moldova, a contribuabililor acestei țări, pentru că ei întrețin, prin truda și sudoarea lor, instituțiile statului. Mulțumesc. Nu mai e. Inspectorate au fost demiși până în acest moment și dacă aveți oameni în loc? Tema acestei conferințe a fost anunțată deja. Lăsați-mi și pe domnul Bălan să spună. Dumneavoastră, la telefon că răspunde, dumneavoastră spune că ce aveți să ne întrebați, că sunteți procuror sau cum. La dumneavoastră, consiliera nu răspunde la telefon sau vine cu un mesaj pe urmă și ne acuză. De cred că aici trebuie să închidem acest briefing. Da. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă așteptăm și la alte briefing-uri și spune vă mulțumim că... Ați putea să vă prezentați de unde sunteți? Beatrice Dornean, reporter Canal 2. Beatrice Dornean, reporter Canal 2. Dumneavoastră cine sunteți? Ungureanu Batin de la Deschide. Sunteți cumva cel condamnat penal? Poftim? Ați fost condamnat penal? Am fost condamnat într-un dosar organizat de Dorin Recea. Mulțumesc. Am să iau, am să rog, am să rog Serviciul de presă să se asigure că la conferințele de presă ale noastre să nu mai fie prezenți în sală condamnați penal. Wow! Domnul ministru, dumneavoastră care... Mergem. Dumneavoastră sunteți deranjat de faptul că am fost condamnat într-un dosar în Senat? Dumneavoastră ăsta care... Nu știți ce înseamnă articolul 181 alineatul 1? Dumneavoastră care nu răspundeți la telefon, care vă aduceți tot felul de consilieri care nu au lucrat niciodată în stat, cu care vă lăudați la polițiști, că vă ajută slabească, dumneavoastră asta să-mi interziceți să intru la conferință. EGP-ul este SRL-ul dumneavoastră cumva. Și apropo, ca să știți, dumneavoastră ați pus pe Damaschin să ne înceneze dosarul de la Mânia. Da, domnule, da,